Un monument Petru Maior în Ungaria este ideea lansată de președintele Senatului Universității Petru Maior din Târgu Mureș, profesor universitar Cornel Sigmirean, în cadrul conferinței naționale ce a avut loc în cadrul zilelor bibliotecii din Reghin. Potrivit documentelor, Petru Maior a plecat din țară la vârsta de 18 ani și a urmat studiul filosofiei și teologiei la Colegiul de Propaganda Fide din Roma. Apoi a făcut studii de drept la Universitatea din Viena. Ultima parte a vieții și-o petrece în Ungaria, la Buda, unde, între anii 1809-1821, a activat ca revizor crăiesc și corector al cărților românești care se tipăreau aici. Cu toate că a părăsit în tinerețe Reghinul, nu a uitat niciodată oamenii de aici, cărora le-a lăsat prin testament biblioteca sa, cărțile de teologie și dogmatică. Petru Maior a marcat pozitiv istoria românilor transilvăneni, care, în opinia profesorului Cornel Sigmirean, nu și-au încheiat datoria față de el. La simpozion am lansat, mă rog, o idee, dacă putem spune așa, ca acolo unde Petru Maior și-a găsit mormântul, se pare, am reușit să identificăm biserica unde a fost înmormântat în Buda, să se pună o placă. Prin participarea orașului, a comunității de aici, prin primăria orașului și prin instituțiile de cultură care îi poartă astăzi numele, mă gândesc la Universitatea Petru Maior și la alte instituții din țară. De aceeași cinstire merită să aibă parte și alți cărturari români care au activat și au fost înmormântați în țări străine. Cum ar merita de altfel și Gheorghe Șincai, care a murit în Slovacia, așa ar merita și Samuel Micu, care a murit tot la Buda, a fost și el cenzor la tipografia universității și de fapt și-a găsit sfârșitul și a fost înmormântat în aceeași biserică. Din păcate, timpul a trecut, probabil că osemintele au fost mormântate în altă parte, într-un alt cimitir, dar oricum acea biserică unde a fost mormântat ar merita să păstreze amintirea lui pentru noi, în fond ca un loc de pelerinaj. Petru Maior a fost un militant pentru drepturile românilor din Transilvania, participând alături de alți reprezentanți ai școlii ardelene la redactarea celebrei declarații de emancipare a românilor transilvăneni, Suplex Libelus Valachorum.